Este cer partida dintre Gloria și Comuna Recea se va disputa mâine, așa cum fusese reprogramată. Maramureșenii anunțaseră Federația pe 6 noiembrie în legătură cu mai multe cazuri de COVID-19 depistate în sânul lotului. În aceea seară, Forul Național a anunțat Clubul Buzoian că meciul, care ar fi trebuit să se dispute a doua zi, a fost reprogramat. Fotbaliștii de la Recea, infectați cu COVID, nu au dreptul să evolueze mâine la Buzău pentru că nu au trecut 14 zile, perioadă de timp obligatorie în izolare, atât pentru sportivi cât și pentru cetățenii de rând. Ca o coincidență, aceeași minune s-a înfăptuit și în cazul fotbaliștilor de la Csíkszereda, aceștia vindecându-se miraculos după doar o săptămână. Până la urmă, vor veni sau nu vor veni la Buzău? Da, vor veni. Partida se va desfășura mâine conform planificării. Noi am postat și pe site-ul oficial al clubului, mâine la ora 14. Între timp și Gloria a efectuat teste COVID imediat după revenirea din Oltenia. Rezultatele acestora urmau a fi aflate în cursul zilei de astăzi și comunicate ulterior la FRF. Testele COVID le-am făcut ieri când s-au întors sportivii de la Craiova. Au efectuat testele, acum sunt la procesare. Urmează ca astăzi în jurul orei 15:30-16 să avem rezultatele ca să putem să le trimitem în timpul corespunzător către federație. Partida dintre Gloria și Comuna Recea este reprogramată mâine de la ora 14:00.